celor de roade, spre sfătarea și cana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel, care erau în Babilon, îi hrăniți cu semințe, arăta mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți într-un loc bunul împărat, această jertfă binecuvintează și sfințește pe cei care vor gusta rătânsa, ca acestea spre slava ta s-au pus înaintea ta de către robii tăi pomeniți, încă și spre pomenirea celor care s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și dăruiește bunurile celor care au dus acestea și săvârșesc pomenirea, toate cele către mântuire și desfătarea bunătăților tale celor veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și Bună Fecioare Maria și de tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, ție slavă, înălțăm împreună și Părintele Tău, cel fără de început, prea Sfântului și Bunului, de viața Făcătorului Tău, acum și bunurea, și în veci, veci. Ce au făcut, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate cele făcute de dânsii. Cel ce este nedreptățile și treci peste fărtălești, că și Tu ai zis, Doamne, cu vrerea nu voiesc moartea păcătosului să se întoarcă să fie viu. Și de 70 de ori câte 7 se iertă păcatele, pentru că după cum slava Ta este neasemănată, așa și mila Ta este nemăsurată. Că de vei căuta la fărtălești, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că Tu ești Dumnezeul cel ce se pocăiește, slavă Ți înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Doamne, să Hristoase, Dumnezeu cel viu, păstorule și mielule, cel ce miști păcatele lumii, care a iertat datoria și ordinatorii și păcătoase, îndăruite tale păcatelor ei. Însuți, Stăpâne, slăbește, lasă, iartă păcatele fără de legele, greșelile cele nevoie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin cărcare de poruncă și prin neascultare care s-au făcut de către robii Tăi aceștia. Și în orice chip ca oameni, purtând trup și viețuind în lume, au fost înșelați de diavol sau în cuvânt sau în faptă, sau cu știință sau cu neștiință, sau cuvântul preotului au călcat sau sub blestem preoțesc sunt, sau sub blestemul lor au căzut, sau cu jurământ pe numele Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat. Însuți, ca un bun stăpâne care nu ține minte lor, binevoiește să se dezlege robii Tăi aceștia prin cuvânt, iertându-le lor și blestemul și jurământul după mare mila Ta. Așa, Stăpâne, iubitorule de oameni, auzi-mă pe mine, slujitorul Tău, care mă rog bunătății Tale pentru robii Tăi aceștia și treci cu vederea ca o milostiv toate păcatele lor. Izbăvește de chinul cel veșnic, că Tu ai zis, Stăpâne, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Că Tu singur ești fără de păcat și Ție slavă, înălțăm împreună și Părintele Tău celui fără de început. Și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, Hristos stă nevăzut, primit mărturisirea voastră cea cu milință. Deci nu vă rușinați, nu vă temeți ca să ascundeți vreun păcat, ci fără sfia le spuneți câte ați făcut ca să luați iertare de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iată și Sfânta lui Icoană înaintea noastră este. Și preotul e doar un martor ca să mărturisească înaintea lui câte veți spune. Luați seama de vreme ce ați venit la doctor să nu vă întoarceți nevindecați. Domnului să ne rugăm la Stăpâne, Doamne, Dumnezeule, Cel ce ești mântuirea robilor Tăi milostive, îndură-Te, Doamne, îndurate și nerugătorile care ați pare rău de răutățile noastre și nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu.
însuși acum, fii milostiv asupra robilor tăi acestora și le dă lor chip de pocăință, iertare păcatelor și dezlegare, iertându-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Împacă-i și unește-i pe dânsii cu Sfânta ta Biserică, în Iisus Hristos, Domnul nostru, cu care împreună ți se cuvine stăpânire și mare cuvinte în veci. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu aici de față și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să dăruiască iertare păcatelor și vreme de pocăință, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ție slavă, ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Amin. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor care sunt departe pe mare, Dumnezeul nostru, care mai înainte ai rânduit prin legea cea veche și cea nouă, aceste 40 de zile la care ne-ai venit acum să ajungem, de la tine cerem și ție ne rugăm, întărește-ne cu puterea ta, ca să ne nevoim întrânsele cu bună nevoință spre slava numelui tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, pentru omorârea patimilor și stârpirea tot păcatul, pentru ca prin pocăință împreună cu tine, răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne sculăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea ta în toate zilele vieții noastre, că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă, ție înălțăm împreună și Părintului tot celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Mântuitorului tău, acum și pururea și în vecii vecii.